Din păcate, dramele sau tragediile prin care trecem ne fac doar puternici. Acum 10 ani, un accident rutier i-a schimbat destinul. Sergiu Lobadă este țintuit într-un scaun rulant, iar asta nu l-a împiedicat să-și lanseze propria afacere. De mai bine de 2 ani, acesta face mese din lemn 3D. Dar mai multe vedeți chiar acum. O clipă de neatenție i-a întors lumea peste cap. Fiind victima unui accident rutier, au urmat ani grei de tratamente, în care unii medici i-au oferit puține șanse. Dar susținerea celor apropiați l-a încurajat și astăzi Sergiu este un tânăr plin de ambiție și curaj. Mi-a zis în față că nu voi merge niciodată. Nu că voi merge, nu voi supraviețui. La mine și organele erau afectate tare. Dar, într-un final, dacă crezi tare și tare, tare în rai, reușești absolut orice. Tot ce știe acum despre lemn a învățat datorită tutorialelor de pe rețelele de socializare, chiar dacă primele lucrări nu au fost atât de reușite. Vin singure. Adică de asta și se numește, mese unicale. Adică nici o masă nu seamănă una cu alta. Că lemnul nu e același. Culorile sunt aceleași, dar sunt și mai închise și mai deschise și pe factură de lemn altfel. Sergiu are o tehnică specială de prelucrare a lemnului. El îl combină cu sticlă, iar rezultatul final este unul impresionant. Procesul durează până la 45 de zile. Adică asta e procedura uscării sticlei. Procedura de prelucrare, de alegere lemnului, prelucrare lemnului. Lemnul, acesta lemn este jar de la noi, din Moldova. La moment nu avem, că am dat niște comenzi, nuc, îl importăm de la România. Tânărul nu s-a oprit aici și a remodelat mașina după propria necesitate. Este o mașină făcută de mână, adică e mașină automată și am numai frână și accelerator. Datorită sportului, Sergio are acum șanse mai mari de a merge din nou pe picioare. Iată de ce, cel puțin câte o oră pe zi îl găsim în antrenamente. Mă stăr, adică în toată ziua să fac câte o oră, două de gimnastic, fizioterapie fac, kinetoterapie fac acasă. Pentru că mușchii trebuie să-i țină în formă tot timpul, să nu se atrofiez. Sergiu își dorește să-și extindă activitatea, astfel încât lucrările sale să ajungă în cât mai multe case și hoteluri, chiar nu doar din Republica Moldova, dar și de peste hotarele ei.